Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul numărul 2 din Vecime Zero, a.k.a. Gogu pe piciorange. Un lucru pe care l-am aflat, nu există salvare. Și dacă nu-l termin episodul ăsta, trebuie să-l iau de la capăt de fiecare dată și să ajung unde am rămas în episodul anterior. Am găsit cheia. Nu știu unde este monstru. Dar mergem la următorul de etaj. Să mergem la parter, apare. Poate vine ăsta de unde nebunesc. Încuiat. You don't have a keycard. Normal. Dacă nu trebuie să mă auziți vorbind, este pentru că trebuie să fiu atent sau pașii lui, pentru că mă încurc. Nu știu dacă ți-ai mie sau ai lui. Săgeată, cheie și baterie. Dacă nu-i la ușa asta, normal că nu-i la ușa asta. Mă tot uit pe cameră, că dacă vine, m-am gândit. Nu sunt lovit, e bine. Conservă. Chestia asta o să mă ajute. E atras de zgomot aparent. Și căcatul ăsta l-a trag într-o parte ca să pot să fug eu în alta. De exemplu, eu tot l-a trag aici. Mă duc încoace. Dar dacă nu e, am auzit. Am găsit cartela. Altceva. Ești aici? Da, uitați-l. E invizibil, bă, ești nebun. Eu cum îl văd pe camera dacă nu sunt atent? Nu, trebuie să fac altă schemă. Trebuie să găsesc un căcat ăla să-l atrag aici. Încă o baterie. Uite, hai mă iau. Așa, îl atragem aici. Sper că nu vine pe partea asta, că dacă vine pe partea asta e grav. Nu te mai lăsa. Bă, ce mă enervează, când apăs butonul greșit. Mă bag eu aici sub pat. Stângem lanterna și așteptăm să pică ceasul. Haide, mă, du-te. A, știu unde e, gata. Ieșim și dăm sprint direct în jos. M-a văzut. Deschide, dar nu merge, deschid mort. Deschide. Haide, mama mea, lanternă, fugi. Oh, și am ajuns la nivelul 2. Vino, mă, ca să-ți dau o săgeată în ochi. Hai să te adorm, treci încoace. Dacă e invizibil și mi-apare odată în față, mor. Apare azi? Da, vino odată. Până te decizi tu să vii, o să explozi această cameră, că văd că ești impuțin. Da, tăi, că urât. Ai, la etaj, mă, păi putem explora liniștit. Du-te, că nu, eu nu sunt jos, nu sunt aici, nu mă știi, nu suntem. Tot un greu, după pe, încă o baterie. Conservă n-avem nevoie, aici am fost. Vii, nu vii. Trebuie să verific constant, că odată la aud pașii lângă mine și n-am unde să mă ascund, că zona asta nu știu.
Iar s-a pus ăsta jos, bă, dar... Trebuie să scot butonul ăsta. Ferească Dumnezeu. Ce avem aici? Gloanțe, cred. O cană din care putem să bem cacao. Undul abrupt. Fii novi. E încă la etajul 1, ok. Aici nimic. Aici nimic. Ce asta? A, că dă n-am 12 săgețe. 13, cred, cu asta încărcat. Am crezut că am văzut. Încă o baterie. Vine. Nu, bă, vine Fizar! Bă, de-a mea și bura ta, de fie. A pus caracterul mătii, că m-a pus pe vine. Ai dormit? Nu e încărcat, bă. Adormi odată, du-te, dracu. Adormezi. Bă, dar câte săgeți trebuie lor? Mai te fac și invizibil, eu nu înțeleg ce trebuie, e glitchuit. Așa, în sfârșit adormi, nu știu cât timp am acolo la dispoziție. Și pot să mă grăbesc. Dar măcar știu poziția în momentul ăsta. Nici nu știu ce am explorat, nici nu știu unde sunt. În baie, da, mă prind aici, mă de la gușă. Alte gloanțe. Deci aici am fost bun. Aici am fost, am verificat. Pe targa asta nu-i nimic. Rămăsesem aici. Ați văzut cum a venit fără nicio treabă, așa, direct m-am trezit cu lângă mine. Câte știu eu, se deschid. Da. Am auzit. M-am blocat în ușă, băga mi-aș gurat. Dacă te mai pui o dată pe vine să mor, nu mușc din telefon. Un keycard. Aici am fost. Nu știu. În totalitate nu am explorat tot. Încă o baterie. Nu știu ce zic, te cam cași cu tine în cazul care nu știu. Bă, te-ai trezit? Ești viu? Dormi? Ești încă acolo? Ești încă acolo. Stai acolo, Google, că... Da, bip. De unde e cartea asta? Nu iau pe acolo, că dacă trec peste el și se trezește, trec... Mor. O să facă foarte urât. Normal că e închis. Și unde dracu mă duc acum spre ăla? Care s-a trezit, bineînțeles. Dar nici nu mai stau după tine, mă duc la etaj. Dar ce dracu fac la etaj? Bine că te-ai închis. La etaj n-am ce să fac. Există un... Nu, tot jos trebuie să fiu. Mai vii? Bă, Gogu. Piciorungu? Știi ce? S-a blocat pămârit.
medkit. Ok. Baterie. Am plecat. Poate arate și eu să mă întorc. Unde ești? Pe oriunde ai fi, măcar să nu fii aici, lângă mine. Pentru că arăți absolut îngrozitor, dar trebuie. Încă ok. Aici e loc de ascuns, dar nu cred că am nevoie. Oh, aici era cu ea. Băi, am auzit pe aia. Dacă nu s-a aici, nu mă știu. Da? Păi am înțeles. Nu. Aici am fost. Unde dracu ești că ți-aud pași aproape? Păi ești aici? Dacă e în camera asta. Nu asta. Aia de acolo. Deci dacă vii acu și mă prinzi aici, unde nu pot să fug, direct tot asta în gât îți dau. Unde e dracu ăsta? Bine, nu mai contează, am plecat, lansat. Bă, ești aici? Nu ești. Cine să nu fii? Prea bun, am descuiat. Am impresia că una din cheile astea, pentru că el este la etaj, primul etaj, e o ușă acolo care nu am putut să o deschid și am impresia că cheia de asta e de la acea ușă. Acolo am fost, aici am fost, aici am fost, aici am verificat. Iar te-ai pus pe mine, bă, da, mi-aș... Ok. Tu ești aici? Da? Aici? Aici? A? Nu? Da. Dacă îmi sare în față, sar și-o peste maică ta. Cu schijetul. Să nu fii pe scări. La etajul unui, că știe jocul că e ceva ce trebuie să iau și de-aia l-a pus aici. Ia du-te tu acolo. Că am niște treabă în parte. Te-am auzit. Dar uite-o că e deschis. Nu e bine. Am venit degeaba până aici. Acum pe ăsta l-am at... Normal că ești aici. Unde e dracu ăla? Mai ești macii? Ia vină tu până acolo. Că eu trebuie să ajung jos de tot. Ai, da. Oricum, mă, nu puteai să fii tu pe parte. Bă, dar repede să mișcă, stă bă, n-am. Și cum ar fi avut să vină pe aici? Da, ăla era mea cu pistolul, dacă știi, vreți să știți, nu există corp, sunt o fantomă cu pistol în mână. Cam așa mă văd pe camere. Fiți atenți. Nu, uitați, stați așa. Vedeți? Un pistol! Eu unde sunt? Eu nu exist, teoretic. De aici este? Da. Mare clădire. Ce dracu. Uite, pula mea, nu mulți. Bă. Să nu vii. Dacă se are ceva din astea. Bă, vine. Vine, 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 vine. Nu, nu. Nu-s aici. Unde ești? Nu-s lângă frate tu. Nu sunt lângă frate tu. Nu sunt lângă frate tu. Nu sunt în colț. Dacă intri pe ușă, mă, te-ai ceva foarte urât.
Se îndepărtează. Ești aici? Ai trecut încolo? Unde trag? Și la etaj? Bă, nu poți să-ți dai. De nu e ușa asta. Ce dracu-i chestia, putem bat. Pentru că nu ești atras de sunetul acestor uși care se deschid. Pentru că nu aș vrea să vii aici, unde n-am unde să mă ascund. Bă, ești la etaj. Dacă ești aici, rămâi acolo. Nu e bine. Ceva pe aici, nimic. Jocul e destul de interesant, sincer, la bază, mie îmi place. Ok, bun, de la ce pana mea mai e cheia asta? Lift. Normal, nu era așa de ușor, nu? Dar măcar știm că aici e ieșire. Dacă nu m-am pus pe vine de 10 ori, ăsta e pus pe vine simulator. Un keycard, cred că e de la camera, de la camera, de la ușa aia. Dacă nu sare ceva de nas, ai vedeți. Bă, tu vii. Nu veni aici. Nu sunt aici. Ești aici. Camera 1, camera 2, camera 3. Tetra. Cui mai rău, că nu știu unde e. Dar rău. Deci dacă dau de tine aici. Normal că acolo ești. Hai, vin, o să-ți sedez una în gât. Vin coace. Iar s-a pus ăsta pe vine. Bă, dar e incredibil. Nu, nu, nu. Mă prinde, 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 mă prinde. A dormit? What the? Ce a fost? Bă, a dormit? Bă, a dormit? Dormi? Putu te înghit, stai acolo că am treabă, mă căca pe mine, ai zis că mă prinde. Băga-mi și gura ta, te vreau să trec mai departe, dar aici și m-a apucat cu cântatul. Și ai cânt ca și putea. Ta-ta-ta. Ce asta? Sânge normal. Întrebare, de ce dracu sunt singurul doctor, mă gândesc? Având în vedere că e un laborator de nebun. Din clădirea asta, dacă nu merge. Perfect. Și asta este camera numărul 2. Ei bine, dragilor, de aici o să ne auzim în episodul 3. O, stați așa. Da, uitați-mă aici. Frumos, doar pistolul. Ia stai să pun așa. Doar pistolul. Eu sunt pistolul. Ne auzim în episodul următor. Am pupat. Ciao.